Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și astăzi la ordinea de zi vă invit să discutăm despre informații legate de prevenirea și stingerea incendiilor, mai ales că vine iarna și se înmulțesc sursele de încălzire și riscurile pentru incendii. Invitatul meu în această seară este domnul Sandu Isculescu, specialist în domeniul PSI. Bine ați revenit la ENSA TV! Bine v-am găsit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă felicit încă o dată pentru emisiunile cu caracter informativ, care sunt cam puține, din păcate, în studiourile de televiziuni. De regulă suntem obișnuiți cu știrile bombă, cu știrile care ne crispează, cu știrile... Noi dar, n-avem. Da, la dumneavoastră aveți un caracter aparte, acela de informare, unde sufletul cetățeanului se simte bine, privește o muzică, vă ocupați de emisiunea satului, se mai uită cineva și pe la sate și, de ce nu, cu toate necesitățile, aduceți informări de câte ori găsiți informații mai noi. În felul acesta m-ați invitat și pe mine să vorbim câte ceva din ultimele reglementări în domeniul PSI. Situația la care am răspuns cu plăcere și trebuie să recunosc că am emoții. Nu se poate așa ceva. Dumneavoastră să aveți emoții. La noi e o atmosferă destinsă și nu trebuie să aveți emoții. Aș vrea să vorbim despre noutăți. Ați mai fost la noi, cred că în jurul sărbătorilor de iarnă și de atunci încoace s-au mai întâmplat multe și în domeniul legislativ și în practica de zi cu zi. Legislație veche, legislație care se pune în practică sau nu, legislație nouă, proaspăt apărută, și v-aș ruga să începem, de exemplu, cu un ordin care plinește un an de zile și despre care vorbeam de sărbători, acela care reglementează serviciile, modul în care se face încărcarea, serviciile de încărcare și de repararea stingătoarelor pentru incendii. Da, acest ordin împlinește un an, așa cum spuneți dumneavoastră. Există un, cum să zic eu așa, un capitol foarte important în viața pompierilor, în viața noastră, a tuturor cetățenilor, a românilor. De atunci s-au făcut unele schimbări, unele modificări. Legislația legislativă a avut în vedere acest aspect în urma tragediei de la Colectiv din București în acea perioadă. Care a arătat ce înseamnă să nu respecti regulile PSI. Vreau să vă spun că la un an de la acest eveniment am constatat pe piața de prevenire și stingere, să spunem așa, a incendiilor, o îmbunătățire de data aceasta, în sensul că stingătoarele s-au înlocuit cu altele noi, exigența a crescut cu privire la verificarea, încărcarea stingătoarelor, deci se face mai atent, mai minuțios și mai cu responsabilitate decât s-a făcut până atunci. Iar dotările sunt la fel pe măsură. Am observat inspectorii verifică la virgulă tot ce au de verificat acolo, atât în Gorj cât și în Timiș, ocazie cu care i-am cunoscut în mai multe rânduri, modul de lucru. Ce aș vrea să vă spun, că stingătoarele acum, la un an după începerea, vin iară la încărcat, la verificat, și trebuie să se știe că o parte dintre ele nu mai corespund, nu se mai supun normelor, având în vedere standardul european N3 partea 7 cu încărcăturile nominale. Avem în vedere și acest ordin 138 care reglementează foarte clar situațiile în ce privește operatorii de încărcare și verificare a stingătoarelor. De aceea, utilizatorii acestor mijloace de primă intervenție trebuie să se aștepte că vor schimba din nou o parte din stingătoare cu altele performante și trebuie să creeze bugetul de așa natură ca să poată să răspundă și la aceste solicitări. Haideți să spunem care sunt obligațiile unui deținător de stingătoare dacă le are, cum ar veni, adică e deținător, le are, sunt mulți care nu le au, din păcate. În primul rând, există obligația ca toate societățile, instituțiile să aibă stingătoare și cei care le au, ce obligații au? Da, după scenariile de siguranță întocmite de specialiști, de persoane abilitate în acest sens,
nu numai stingătoare de incendiu sunt obligatorii și necesare, la fel de necesare sunt și funcționarea hidranților, hidranții trebuie fac parte din instalațiile de stingere, drencerile, sprinklerele și celelalte aparate, cum ar fi detectoarele de fum, detectoarele de flacără, care trebuie menținute în stare continuă de funcționare. Haideți să precizăm asta și pe burtieră. Deci, societățile și instituțiile sunt obligate să aibă stingătoare, să le mențină în stare de funcționare, să funcționeze hidranții și mai spuneați și încă ceva? Sprinklerele. Ce salea? Instalații de stins care sunt, le găsim pe sus. Instalațiile de stingere a incendiilor, care se declanșează singure, declanșează, da? Declanșează ca urmare a unui semnal primit de la senzorii de... Deci să-ți mențină în stare de funcționare hidranții și instalațiile de stingere. Trebuie să facem niște precizări pe burtieră pentru persoanele hipoacuzice. Dar și instalațiile de detectare a fumului și a gazelor sunt detectorii de fum, detectorii de flacre, detectorii de gaze care colectează sau preiau un semnal. Dar și, să revenim pe... Da? Dar și detectoarele de fum și gaze. Da. Să continuăm. Mulțumesc. Să continuăm cu privire la... Aș vrea să vă întreb cum se clasifică stingătoarele în funcție de performanța lor și de alte criterii de clasificare. Păi, cu privire la clasificarea stingătoarelor, aș vrea să vă citesc acum după lege. Chiar vă rog. Să dăm curs. Așa. Să vedem ce spune legea exact, ca cetățenii să aibă cunoștință despre asta. Că în felul ăsta își vor fi în cunoștință de cauză atunci când doresc să achiziționeze un stingător. Facem o clasificare în funcție de performanța lor, în funcție de, știu eu, materialele care sunt ca și agent de stingere, în funcție de... M-ați întrebat mai înainte despre obligațiile utilizatorului de stingătoare. Da. Articolul 10 spune așa, utilizatorul stingătoarelor de incendiu este responsabil de controlul acestora la intervale de cel mult o lună. O lună? În afară de persoanele abilitate care vin să verifice stingătorul și să-l încarce la o perioadă care este specificată pe stingător, în plus mai intervin niște obligații pe care utilizatorul trebuie să ține cont de ele și sunt stipulate în acest articol. Și atunci, stingătorul de incendiu este amplasat în locația stabilită prin planurile de protecție împotriva. Fiecare instituție are un plan de incendiu care prevede și arată unde este stingătorul de incendiu. Așa, la punctul B spune așa, stingătorul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul de cu tipul stingătorului de incendiu și instrucțiunile de utilizare să fie vizibile. Ce înseamnă treaba asta? Stingătorul de pe hol al nostru trebuie să fie cu fața la trecător. Dumneavoastră trebuie să verificați treaba asta și ca el să poată să citească sau dumneavoastră să puteți citi datele înscrise pe etichetă, inscripționate pe etichetă. Deci că femeia de serviciu vine și îl întoarce cu spatele, îl mută mai încolo și mai ține cont. Noi vizual trebuie continuu să vedem dacă, așa cum spune și articolul de lege, dacă acul de pe manometru este în intervalul de verde, spunem noi așa. Așa, accesul stingătorului la stingătorul de incendiu să nu fie blocat. Deci, o altă obligație pe care o aveți dumneavoastră este ca să lăsați accesul liber la acest stingător. Presiunea indicată, cum vorbeam, să fie de către acul de la manometru să fie pe verde, să vizualizăm tot timpul dacă sigilele sunt existente acolo pe stingător, dacă stingătorul de incendiu este compatibil cu situațiile care pot apărea în caz de incendiu. Așa? Și dacă el se încadrează în termenele prevăzute de lege și menționate pe etichetă după caz. Dacă în este termen, dacă valabil. Să nu fie expirat. Da. Dar ce înseamnă că este expirat? Păi ce adică înseamnă a trecut expirat? Perioada... Scurt. Valabilitatea s-a terminat. Care e dată de... De către
persoana atestată. Persoana atestată care și l-a încărcat de către Centrul Național de Protecție Civilă și... Și cam cât e valabilitatea un stingător din momentul în care este încărcat? Sunt niște criterii pe care le are în vedere operatorul care verifică acest stingător și atunci, în funcție de materialele chimice pe care le folosește, producătorul spune, are un an pulberea, are 2 ani, are 3 ani, sau mai putem vorbi de spuma aeromecanică, mai putem vorbi de anumiți agenți cum este bioxidul de carbon sau azotul, la care termenele de folosință sunt mai mari sau mai mici, funcție de cum, producătorul. Da, le dă. M-ați întrebat și mă simt dator să vă răspund când se reîncarcă stingătoarele. Articolul 14 spune așa. Reîncărcarea stingătoarei de incendiu se efectuează după fiecare utilizare. Deci dacă a fost utilizat, chiar dacă am făcut numai un puf cu el, trebuie să-l reîncărcăm. Da? Nu se admite completarea cu substanță chimică decât reîncărcat. Punctul B spune la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului și după caz operatorul care l-a încărcat. La cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare. Cel mult 3 ani. Vine articolul 138, până acum era obligatoriu să le încărcăm în fiecare an. Acum operatorul poate să dea, să facă doar o verificare și dacă constată integritatea, criteriile care sunt stabilite în lege, integritatea masei de stingere, dacă constată că pulberea este în parametri, atunci poate să mai acorde încă un an. Nu-i musai să schimbe în fiecare. Deci cel care face verificări și încărcări, da, și este atestată, acordă, ca persoană atestată, acordă, acela acordă, da, prelungirea. Da. Am înțeles. Ori de câte ori se constată scăderea masei de încărcătură, ori de câte ori constată că stingătorul este mai ușor, atunci când trecem sau pe lângă și presiunea nu mai corespunde, nu mai e pe zona verde. Exact. Cam atâta despre primul subiect de care m-ați întrebat. Și să trecem la următorul. Cum se clasifică stingătoarele în funcție de performanța de stingere? Stingătoarele după performanța de stingere le putem clasifica după cum urmează. Avem stingătoare pe bază de apă, incluzând spumere și soluția chimică apoasă. Astea formează o categorie de stingătoare. Avem stingătoare la punctul B cu pulbere, cu pulberi, putem să spunem cu pulberi. Deci avem stingătoare... Ar trebui să spunem și la ce se folosesc fiecare pe tipuri. Aceste, aici chiar aș face referire iarăși la capitolul 3 și a spune alegerea și amplasarea și controlul stingătoarelor de incendiu. Alegerea tipurilor de stingătoare de incendiu este determinată în principal de riscul de incendiu identificat. Deci noi identificăm un risc. Sunt niște scenarii de siguranță acolo care prevăd niște riscuri de incendiu, identificăm un risc, așa, de natura materialelor combustibile. Natura materialelor combustibile înseamnă tot ce arde. Acest material este combustibil pentru că arde. Da. După modul de ardere, atunci arderea în termenii chimici se numește oxidare, după modul de ardere poate să lase cenușe, poate să nu lase cenușe, poate să fie lichide, atunci avem niște clase de incendiu. Așa, modul materialului combustibil. Importanța și valoarea zonelor protejate. Importanța și valoarea zonelor protejate iară sunt determinate, determină alegerea unor tipuri de stingătoare. Posibilitățile de propagare a incendiului, compatibilitatea agentului de stingere cu clasele de incendiu, proprietățile dielectrice ale agentului de stingere și condițiile de temperatură. Ia câtă cine dorește poate să se aplece acestui, asupra acestui ordin al Ministrului Afacerilor și Internelor 138 din 2015 cu aplicabilitate din decembrie 2015 și va studia mai atent, va vedea categorii. Noi doar aducem în atenție câteva din punctele importante și bineînțeles că cei care au obligația să dețină și să utilizeze astfel de stingătoare pot să acceseze ordinul și să-l citească pe drete. Da. Aș mai face o precizare cu privire la starea de utilizare a stingătoarelor de incendiu trebuie menținute permanent încărcate și la capacitate normale. Deci stingătoarele de incendiu trebuie, adică nu e suficient dacă avem un stingător, este pe hol acolo, dar el este descărcat. Deci trebuie menținut în permanent încărcat și la capacitate nominală. Și verificat lunar. Da, verificarea lunar sau permanent, da, cum am spus noi. Sau permanent, da. Da, trecem pe lângă el. Stingătoarele de incendiu trebuie amplasate conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, deci acelor scenarii de siguranță la incendiu și a dispozitivelor generale privind apărarea împotriva incendiilor aprobate pentru anumite categorii de construcții.
Deci avem niște reguli foarte precise care ne spun unde și cum trebuie amplasate stingătoarele de incendiu. Care e durata de viață a unui stingător? Durata de viață a unui stingător este dată de este dată odată și de operatorul care face această verificare și dă garanție, dar tot aici în articolul, în ordinul 138, este prevăzut ca cel mult 20 de ani niciun stingător nu poate fi admis la utilizare mai mult de 20 de ani de zile. Deci maxim. Așa că atunci când întâlnim un stingător care a fost făcut pe timpul lui Ceaușescu, acele stingătoare cu ciupercă, în care apăsam ciuperca și nu știam ce se mai întâmplă pe urmă, sau acele stingătoare care le întorceam cu soluție A și B, încă mai persistă ideea de a întoarce stingătorul când este cu el la incendiu. Persoanele care n-au participat la exerciții de apărare și de folosirea stingătoarelor mai au tendința să mai întoarcă stingătorul. Câteodată întoarcerea stingătorului este chiar dăunătoare, pentru că țeava de refulare, care este în stingător acolo și are misiunea de a scoate pulberea afară, sub presiunea agentului de presurizare, întorcând-o în sus, ea scoate numai agentul propulsor, azotul, în cazul nostru, iar pulberea rămâne tasată jos. Și atunci spune stingătorul n-a mers. De aceea trebuie și un mod corect de utilizare a stingătorului. Și deja spuneați dumneavoastră care sunt stingătoarele care nu mai trebuie utilizate. Deci care sunt stingătoarele depășite? În afară de cele două, mai sunt și altele care nu se mai aici folosesc pe piață? Se adaugă stingătoarele cu spumă chimică. Așa. Deci, dumneavoastră mă puteți întreba dacă nu mai sunt cu spumă chimică, dar totuși mai avem stingătoare cu spumă. Acea spumă este stingătoare cu spumă chimică sau înlocuit cu stingătoare cu spumă aeromecanică, care îndeplinesc condițiile de utilizare din punct de vedere al protecției mediului. Deci spuma aeromecanică este biodegradabilă, nu afectează nici viața, nici solul. Așa, mai avem de a face cu o altă categorie de stingătoare care trebuie excluse de îndată, stingătoare cu clorobromometan sau tetracloruri de carbon. Sunt stingătoare, nu la îndemâna noastră, dar sunt stingătoare. Stingătoarele de unică folosință mai vechi de 5 ani nu mai au ce căuta. Stingătoarele care funcționează prin răsturnare, vorbeam de ele mai înainte. Da. Stingătoare cu recipient din cupru sau alam îmbinate prin sudură moale, lipire sau nituire. Stingătoare cu recipient din oțel îmbinate prin nituire. Stingătoare pentru care nu se mai găsesc piese originale. Deci s-au făcut, au apărut după Revoluție ca ciuperci, fel și fel de entități juridice care au vrut să facă stingătoare, iar după aceea au dispărut. Și nu mai fac piese de schimb. Nu se mai fac piese de schimb. Aceste stingătoare trebuie scoase de îndată din us pentru că nu mai avem de unde să luăm piese agreate și omologate pentru acest tip de stingător, iar acest articol, acest ordin nu ne mai permite să folosim alte substanțe, soluții sau piese de schimb care nu sunt compatibile cu acel stingător. Și pentru că vorbeați despre stingătoarele de unică folosință, haideți să le descriem un pic să vedem exact care sunt acelea și la ce se folosesc exact. La stingătoare de unică folosință ne referim la, în denumirea populară, sunt acele stingătoare tip spray. Dacă m-ați întrebat pe mine dacă eu aș folosi așa ceva, eu v-aș spune întreba. Că nu aș folosi așa ceva. De ce? Decât acel stingător. Păi nu sunt recomandate de lege? Pentru că și legea are și a permisivitatea ei. Pentru că în locul stingătorului, la fel de bine putem lua și sticla de cola, ăla cu, de care vorbim acum, de unică folosință, o agităm și stingem, înhibăm acea flacără sau o reducem la tăcere, flacăra, focul ăla de acolo, ăla mic, la care se utilizează. Mai, mult mai eficient și cu focare destinate și testate sunt stingătoarele cu pulbere tip P1 pentru auto, că dacă la alea facem referire, pentru că de unică folosință nu sunt decât alea pentru mașini. Am înțeles. Așa. Alte stingătoare de unică folosință nu mai avem decât acele spray-uri care le găsim prin magazin și nu avem certitudinea că ele sunt certificate de către ARR, Registrul Auto sau chiar de la București, de Centrul Național de Studii
de la București. Și atunci mai bine să nu cumpărăm astfel de stingătoare? Eu nu spun treaba asta, dumneavoastră cumpărați-le, dar să nu cumva să treacă... Să verificăm în lege dacă sunt, dacă corespund. Da. Dacă sunt făcute de cine este autorizat să facă așa ceva și corespund. E greu, e mult până acolo. Că oricine știe să tipărească și un axibilt și să-l pună pe el acolo, să spună este autorizat, este făcut, nu mai contează, face chinezul ce vreți dumneavoastră. Da. Și semnătura dumneavoastră o face. Da, sunt convinsă. Aș vrea să trecem la... Mai este un articol. Vă rog. V-aș ruga să-mi dați voie ca să informăm telespectatorii. Vă rog. Mai este un articol, se numește articolul 26 din acest ordin, care spune așa, stingătoare de incendiu portabile și mobile considerate atipice. Deci avem stingătoare de a face cu încă o categorie de stingătoare la care legea ne-a dat voie să le mai lăsăm cel mult 2 ani de zile până la a le scoate din uz. Deci da, maxim doi ani. Atipice, adică ce? Atipice, adică nu mai corespund mai concret, ele nu se mai nu mai corespund N3 partea 7, normele europene 3 partea 7. Am înțeles. Așa. Și aceste stingătoare le-aș enumera acum. Sunt stingătoarele cu bioxid de carbon care se numesc G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3 și H10. Stingătoarele G1. Deci trebuie scoase. Acum, în cât timp? Spune cel mult 2 ani de la, de la emiterea acestei ordini. Care s-a emis anul trecut. Care s-a emis anul trecut. An. Mai avem un an. Mai avem și un an. Astfel de stingătoare, dragi de spectatori, atenție, maxim un an le mai puteți folosi. Așa. G3-ul. Ce facem cu G3-ul? Sau cine, cum scoatem atâtea stingătoare? Locul G3-ului a fost luat de alte stingătoare, după alte standarde, și se numesc stingătoare G2. G1 înseamnă gaz. Iar 2 înseamnă masa de încărcătură, masa de stingere. Deci, în locul G3-ului, stingătoarele cu gaz cu 3 kg de bioxid de carbon, au venit, vin și le ia locul stingătoarele G2, adică stingătoarele cu bioxid de carbon, cu 2 kg de... Sunt mai ușoare de acționat, sunt făcute din altul material mai ușor și utilizatorul poate să acționeze cu mai mare eficiență. Mai departe, stingătoarele G6 sunt înlocuite de către stingătoarele G5. La casare, ei trebuie să solicite înlocuirea cu altele performante și anume cu G5-ul. La fel, stingătoarele P5 nu mai sunt conforme cu normele europene, stingătoarele P10, au apărut stingătoarele P9, alte performanțe, nu mai sunt P10, sunt P9, SM10 la fel au fost înlocuite cu SM9 și mai sunt stingătoarele cu haloni H3 și H10 care la fel nu avem de comentat pentru că așa spune legea. Deci mai avem doar de acum până la anul și atunci aceste stingătoare devin inexistente pentru inspectorul care verifică unitatea. Am înțeles. Pentru că suntem deja la jumătatea de emisiune, aș vrea să atingem și al doilea subiect important pe care ni l-am planificat și anume noul ordin din 2016 care este legat de serviciile de constituire a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. E necesar, adică apar situații de urgență în care e nevoie să intervină un număr mare de oameni și cei care sunt în serviciile publice e posibil să nu facă față și atunci probabil vor apela și la serviciile voluntare și private, nu? Da, avem două situații distincte care le putem remarca în acest ordin, ordinul 96/2016 și el se referă la serviciile voluntare pentru situații de urgență, SVSU-urile și serviciile private pentru situații de urgență. Aici aș face precizarea că serviciile voluntare se găsesc, așa, într-o prezentare sumară, își fac apariția la comune. Acolo primăriile trebuie să aibă serviciile voluntare unde voluntarii din comună sunt alertați în caz de necesitate, nu numai incendiu. Și inundații și cutremuri. Situații de urgență în general. Așa, da. Asta înseamnă situații de urgență, da. Și sunt și întreprinderi mari cu grad de risc mai mare de expunere la catastrofe sau la incendii, acestea trebuie să aibă serviciu privat de pompieri sau de situații de urgență. Până la venirea unităților specializate în oraș, trebuie să se administreze după normele în vigoare, trebuie să administreze cu aceste forțe proprii.
Reamintesc acea zicală pe care am mai spus-o în emisiunea dumneavoastră și altă dată, că ce stingi cu o mașină, o vorbă pompieristică, ce stingi cu o mașină de, cu un pahar de apă, nu stingi cu o mașină de pompieri. Deci dacă intervenim la început asupra incendiului, putem să câștigăm lupta. Dacă intervenim când el a ajuns într-o fază mai înaintată, atunci nici mașina de pompieri, nici pompierii nu mai au ce să le mai facă. Într-adevăr. Bun, și cine are obligația de a constitui aceste servicii voluntare și private? Deci, odată, comunele nu știu dacă au chiar obligația sau se face din proprie inițiativă. Exista legislație și înainte pe tema asta, nu? Exista legislație, dar acum este obligatoriu. Și spune așa articolul 16 de la constituirea serviciilor voluntare și serviciilor private. Articolul 7. Au obligația constituirii serviciilor de pompieri tip C1. Avem de a face cu două tipuri de servicii. Serviciile de tip C1 și C2. C1 sunt mai simple și C2 trebuie să aibă și autospecială și au alte prevederi. Dar cu să continuăm articolul 7. Așa. De tip C1, operatorii economici și instituțiile care au în administrare. Deci dacă o instituție are în administrare clădiri sau ansamblu de clădiri de învățământ de nivel universitar, inclusiv spații de cazare aferente acestora, cu număr de studenți mai mare de 1000 la forma de învățământ zi. Deci dacă avem o universitate care are studenți mai mulți de 1000, trebuie să aibă servicii voluntare de pompieri care să poată să asigure intervenția. Așa, o altă categorie sunt clădirile care au nevoie de această de acest serviciu, sunt clădirile sau ansamblu de clădiri pentru sănătate. Ia câtă spitalele trebuie să fie și reprotejate în cazul acesta cu număr mai mare sau egal cu 100. Dacă în spital este un număr mai mare sau egal cu 100 de persoane, atunci trebuie să aibă un serviciu voluntar obligatoriu. Să facem o precizare pe burtieră, colegii. Este obligatorie înființarea de servicii de situații voluntare. De urgență voluntare și private. Necesară și obligatorie. Este obligatorie. Am zis necesar? Și obligatorie. Este necesar și obligatoriu să fie înființate servicii voluntare și private pentru situații de urgență. Conform OMAI 96 din 2016. Conform legii. Conform legii. Da. Ca să nu complicăm informațiile pe burtieră. Cum acționează aceste servicii de... Dați-mi voie să termin cu cei care au obligația constituirii acestor servicii. Întâi să le constituim, că pe urmă vedem. Am vorbit despre instituțiile, universitățile, facultățile și instituțiile care au mai mult de 1000 de persoane ca și beneficiari. Am vorbit despre spitale, am vorbit despre clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, cu număr mai mare de 600 de persoane. Deci un teatru... sau mai știu eu ce alte clădiri de cultură care au un număr mai mare de locuri pe scaune, nu trebuie să fie persoanele existente. Da. Mai mare de 600 de persoane trebuie să aibă serviciu privat sau voluntar de pompieri. Așa. O altă categorie sunt clădirile sau ansamblu de clădiri și spații anexe pentru comerț cu suprafață desfășurată mai mare. Deci clădirile și spațiile aferente desfășurate cu mai mare de 1500 de metri pătrați. 1500 de metri pătrați nu e așa de mult. Câte servicii trebuie pe aici, prin piața asta, da, constituite. Așa. La punctul F, enumerăm clădirile sau ansamblu de clădiri pentru turism, cu număr de locuri mai mare de 200. Care există. Și au servicii private de pompieri? Nu știu. Acum sunt obligate. Acum sunt obligate. Da. De anul ăsta de când e legea? Și când intră în vigoare sau a intrat deja? Păi, a intrat în vigoare. Ordinul. A intrat în vigoare din 2016. Suntem în 2016. Suntem în 2016 și face efectul. De când a început? De când e în când s-a dat această lege, acest ordin? Este publicat în 23.06.2016, în Monitorul Oficial. Deci din iunie, dragii proprietari de hoteluri, trebuie să aveți, din iunie anul ăsta, adică de 2 luni, trebuie să aveți servicii private. Și voluntare. La un hotel, de exemplu, private. Da. De situații de urgență. Să vă văd acum. Dacă cineva vrea să-l caute acest monitor oficial, poate găsi monitorul oficial partea întâia cu numărul 4069. Deci,
facem precizarea că monitorul oficial este cu numărul 469. În partea întâia găsim aceste criterii de performanță despre care am discutat până acum. Și haideți să spunem cum acționează aceste servicii de situații de urgență, cele voluntare și cele private. Pentru că există și cele instituționale, cele de stat, care funcționează continuu. Astea voluntare și private funcționează la nevoie sau au și un program continuu, au angajați permanenți? Cum procedează? Funcționează continuu 24 din 24 de ore. Și, cu persoane aflate la dispoziția serviciului. Bănuiesc că n-au angajații. Dacă s-a constituit între serviciu, schimburi. Ba da. Da? Au angajați. Diferența o face că serviciile de tip C2 au și dispecer și se au dispecer și autospeciale. C1 sunt mai restrânse, de capacitate mai mică, nu au dispecer, dar au un mod de comunicare. Au un mod de comunicare între ei, fie prin SMS-ul sau fiecare șef de serviciu, voluntar sau privat, știe cum își organizează trupa pentru intervenție. Ce știu eu, stăteam o dată de vorbă cu un primar și se uită, am primit SMS, o să aibă viteză vântul 100, nu știu cât, sau mă rog, 50 de kilometri la oră. M-au omorât ăștia, zicea primarul respectiv. Una, două, îmi trimit viteza vântului, dacă plouă, dacă ninge, el trebuie să știe. Probabil că el este cel care coordonează activitatea în cazuri de situații de urgență. Responsabil, nu mai coordonează. El coordonează numind persoane abilitate și răspunde de bună funcționare a serviciului. Dar, haideți să mergem prin grădinile oamenilor acum și dacă ori anunțat ăștia, iertare pentru pronunție, dacă s-au anunțat vânturi cu putere mare, să ne gândim acolo la cenușa pe care o scoatem din sobă și o aruncăm acolo și o duce vântul la vecinul și ia foc. De aceea se face necesară groapa de depozitare a cenușii, exact pentru a nu o lua vântul. Deci în gospodărie trebuie să fie, pe lângă verificatul coșurile de fum care se face acum toamna, deci pe lângă verificatul coșurilor de fum, trebuie să avem să constatăm și existența unor gropi în care depunem cenușa, niște cenușare acolo în grădină. Când s-au umplut... Trebuie să aibă și capac eventual. Nu. Nu, dar dacă... Și nu bate vântul și o ia și nu așa? Se bagă și se nu duce. Se. Dar dacă nu este deloc, atunci... Da, corect. Așa. De ce sunt obligatorii verificările coșurilor? Pentru conștientizarea utilizatorilor sau a beneficiarilor de coșuri de fum la sobele de încălzit, trebuie să știm că acea depunere de zgură de pe coș în sus devine incandescentă, ea arde până la incandescență și reușește să strecoare și prin crăpături, să ajungă la părțile combustibile, adică la lemnul prin care trece coșul în sus și să aprindă acoperișul caselor și să ne trezim cu acest incident neplăcut. Da, sunt foarte multe cazuri de incendii pe timp de iarnă și chiar am fost, mi-amintesc acum câțiva ani la Berlești, câțiva mulți ani la Berlești, efectiv au găsit persoana care locuia carbonizată în casă, casa arsă, au găsit-o până când au ajuns pompierii, iarnă fiind, distanță mare, acces dificil, lipsă hidranți în zonă și așa mai departe, oricum casa era în flăcări, abia au reușit să limiteze incendiu și au găsit persoana carbonizată. Bine, acum ne putem... O altă cauză pentru care este obligatorie curățarea coșului de fum este și înfundarea coșurilor și așa încet, încet, prin crăpături se degajă monoxidul de carbon și ne găsim în situația că... De a se asfixia oamenii în casă. A ne asfixia în casă. Dar cum se înfundă coșurile în afară de varianta aceasta de acea calamină, să zicem, care se depune pe coș? Păi trebuie să știm că arderea funcționează pe baza unui tiraj. Ce înseamnă tiraj? Intră aerul pe dedesubt, întreține arderea, devine mai volatil, se ridică în sus și iese pe coș afară. Acel fum. Acel fum se ridică doar fumul afară, iar părțile, să zic așa, solide, rămân și încarcă fumurile. Nu? Soba are cotituri acolo da. Se depune funingile acolo, cade în focar, tot cade, se umple și odată astupă și... Și am mai auzit că mai există și cuiburi de păsări. Mai e câte o pasăre nebună care își face... Vara, da. Vara
cuib în coșul casei, fără să știe că acolo urmează să fie foc? Da, orice, cum să zic eu, deformare a traseului fumului poate să atragă acumulări de funingine și să îngusteze traiectoria fumului spre evacuare și atunci ne trezim cu gaze în casă. Mai ales că trebuie spus că arderea este o ardere incompletă, din lipsă de oxigen, de-aia se degajă monoxidul de carbon și nu se formează dioxidul de carbon, care nu e atât de periculos. Da. Pentru că mai ales, poate puțin telespectatori știu că monoxidul de carbon, odată intrat în organism, nu mai iese, hemoglobina din sânge rămâne blocată, combinată cu monoxidul de carbon, spre deosebire de dioxid care se eliberează la dioxidul expirație. Este chiar alimentar. Să știți că dioxidul de carbon se folosește la formarea sucurilor, la, la acidularea apei minerale. Minerale, da, exact. Da. În timp ce monoxidul blochează sângele și te asfixiezi prin faptul că ai prea multă hemoglobină blocată de către acest monoxid de carbon, deci este un gaz extrem de toxic. Care duce la moarte. Aș propune să atragem atenția telespectatorilor un alt aspect cu privire la folosirea instalațiilor electrice. Supra-solicitarea instalației electrice prin introducerea aparatelor de încălzit duce la topirea încet, încet a cablurilor și chiar pe acolo pe unde noi nu le vedem pe traseu de cablu, ia foc. De la temperatură ia foc în verișul de plastic al conductorilor, instalația fiind mai veche sau de altă natură, numai nefiind de cupru, care este mai performantă și fiind din alte metale, aluminiu sau așa, atunci noi nu-l vedem focul decât când a ieșit acoperișul în flăcări sau nu mai putem face nimic. Într-adevăr. Da, sunt multe probleme legate de prevenirea și stingerea incendiilor și a situațiilor de urgență în general, dar acum vorbim în special de incendii și cu cât înaintăm în toamnă și în iarnă, pregătirea pentru iarnă e foarte importantă. Poate se recomandă de multe ori chiar schimbarea instalațiilor electrice în totalitate, chiar dacă sunt costisitoare, sunt case la care instalația este deja... De ce spun eu că informarea dumneavoastră este foarte, foarte utilă și necesară? Pentru că nu numai informați telespectatorii, dar îi și conștientizăm. Îi punem în fața unor aspecte de care trebuie să înțeleagă că trebuie să se apere. Într-adevăr, pentru că altfel ajung în situațiile nefericite de a avea un incendiu în casă. A chema pompierii nu înseamnă că a rezolvat și situația. Clar, stinge ce mai poate, ce a mai rămas, altădată numai jarul îl mai stinge, iar actele de posesie și alte acte foarte necesare nu le mai aduce nimeni și bunuri de valoare se strică sau de la spuma pompierilor la fel se deteriorează multe și multe, este mai bine să stăm liniștiți sau se pot produce explozii, ori de la incendii butelii, conducte de gaze și altele se pot evenimentele fericite. Într-adevăr. În ultimele minute ale emisiunii aș vrea să discutăm, pentru că chiar vorbeam înainte de emisiune că sunt multe situații de-astea anormale în trafic și traficul, din păcate, ne omoară în toate orașele și în toate localitățile și este un subiect de actualitate chiar și în Târgu Jiu, chiar dacă nu e un oraș extrem de mare, problemele în trafic. Vine toamna, vine înghețul, foarte curând deja la Muntea Nis, la noi aici în Oltenia, deci pe Transalpina deja e zăpadă și ne întrebăm ce să facem, cum să ne pregătim de toamnă-iarnă și cum să scăpăm de problemele din trafic. Eu aș spune că și de anumite persoane. Nu aș vorbi de situația normală pentru că nu ne reprezintă, dar aș spune că aș face referire la câteva aspecte de conduită preventivă. Exact, că cu asta ne ocupăm noi. Este vorba prevenirea. De o conduită preventivă, ridicarea conștiinței, așa cum am spus, a cetățeanului cu privire la circulația pe drumurile publice. De curând putem spune sau nu chiar de curând este, dar s-au făcut apariția acele benzi pentru bicicliști. Da. Cine știe despre ele? Că acea bandă verde pe trotuar sau pe marginea drumului sau chiar pe șosea este destinată în mod special bicicliștilor. Cine știe treaba asta? Am văzut mașini parcate
Dumneavoastră știți că eu sunt gorjan autentic și vicepreședinte a Fiii Gorjilor. Exact, care trăiește în Timișoara, dragii mei. De 30 de ani, de 40 de ani în Timișoara. Dar și am văzut în presa timișoreană, în media timișoreană, mașini cu număr de gorji pozate. Aole. Care stăteau pe trotuar, parcate alandala, stăteau pe trecerea de bicicliști. Și timișorenii nu parchează ilegal? Sau apătut mai... asupra gorjenilor. Parchează și timișorenii, dar cu numere de gorji. Am înțeles. Știți că e pe, cred că pe Facebook e o pagină care se cheamă Ai parcat ca un bou. Și acolo apar tot felul de fotografii, adică cine vede pe cineva care n-a parcat bine, îl fotografiază, îl pune acolo. E iar așa o... Ce m-a bucurat că un specialist al inspectoratului de poliție, de circulație, a luat apărarea acestor oameni care parchează conștient sau inconștient aiurea și acestor studenți le-a spus că la Gorj se mai iau permisul și prin localități unde sunt doar două străzi de circulație în toată localitatea aia și el când vine într-un centru universitar unde să parcheze studentul nostru gorjan. Da. Și a fost luat. Așa, este, dar acum ca să punem punctul pe rană, să punem degetul pe rană, aș spune așa că trebuie să fim foarte atenți la benzile pentru bicicliști, dar la fel și bicicliștii să fie atenți că ei când traversează o trecere de pieton, nu mai este pieton și apare instantaneu pe trecerea de pieton, o mașină poate să-l acroșeze și să-l facă... să-l aducă într-o stație dorită, de aceea bicicliștii să nu treacă pe trecerea de pietoni că n-au acest drept cu bicicleta. Poate deci să... sunt vehicule, nu sunt, sunt vehicule pietoni. Și conducători de vehicul. Așa, iar apariția lor bruscă poate duce șoferii într-o situație neplăcută. Mai ales tinerii șoferi, șoferițele care sunt mai, cum să zic eu, cu mai multe gânduri mai acasă, da? Poate să trezească un biciclist pe capotă. Da, și un biciclist să nu uităm că are altă viteză față de un pieton. Da. Și automat îi apare mașinii și șoferului mult mai repede în față decât un pieton și e normal să n-ai timp să-l vezi. Așa, ne putem referi și la situația în sistemul rural. Trebuie să ne așteptăm că de acum începe să iese turburelul, să iese vinul. Putem întâlni pe partea carosabilă oameni care se întorc acasă. Turmentați. Da, se întorc acasă, de, la, de unde se întorc și sunt nesemnalizați. Ne trezim cu el că apare în fața mașinii și iar este eveniment nedorit. Ne putem aștepta să... Nu traversează pe locuri marcate, nu se asigură măcar. Nu se... Asta... Nu mai vorbim. Nu mai vorbim. Dar încep să-și facă apariția pe partea carosabilă carele, căruțele, cu coceni, cu recolta, da. Recolta, nesemnalizate și la fel ne putem trezi cu mașina într-o căruță cu coceni nesemnalizată și ne... Și chiar au fost accidente asigurate. Grave și... Culmea, deci cei din mașină au murit și cei din căruță au fost bine mersi pentru că a intrat acea, mă rog, nu știu cum se cheamă, acel lemn de pe mijlocul căruței, da? Prin parbriz. Inima carului. Inima carului a intrat prin parbriz și a omorât oamenii. Da. De aceea mașină. Să fie mai multă atenție. Să aibă veste reflectorizante, să aibă acei ochi de pisică care mai nu multă... consumă curent, ci pur și simplu sunt, se reflectă lumina farurilor mașinilor în ele. Și în acele sisteme. Hai să ieșim din domeniul ăsta al prevenirii accidentelor, al situațiilor sombre și să ne gândim și la partea bună, să știți că mai este foarte puțin, în 14 octombrie la Timișoara, gorjenii în fiecare an au balul gorjenilor și de data aceasta în 14 octombrie, deci poi mâine, va avea din nou balul gorjenilor. Constantin Lătărețu nu îi fac publicitate, dar el este cel care ne va încânta cu taraful lui de la Gorj. Și... Prietenul nostru, Dodu Lătărețu, așa știe lumea. Dodo, da, Dodo, pe care îl salut și eu și prietenul meu. Salutăm. Și de ce nu ar trebui să veniți și dumneavoastră să luați niște imagini, să le dăruiți spectatorilor dumneavoastră. Ne-am bucurat să putem veni. Da? Și să știe lumea că eu, așa ca o glumă, aș face o cerere la domnul
președintele Consiliului Județean să aibă în vedere faptul că la Acuș și Acuș, la Timișoara, sunt mai mulți gorjeni ca în Târgu Jiu, ca în Gorj. Deci să-și trimită un reprezentant acolo ca să răspundă de această masă mare de gorjeni. Nu există stradă pe care să nu vezi una, două, trei mașini de gorj. Stânga, dreapta, gorj, 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 gorj. Dacă mai apare și Mehedințul sau Vâlcea, dar, sau Doljul mai rar, dar gorjul este... Gorjul e la putere, da. În Timișoara. A fost invadat de gorjeni. De altfel, tot așa, pe un site de socializare există un pe platformă de socializare pe Facebook, aia e cea mai importantă și aproape singura pe care toată lumea intră. Există de asemenea o pagină sau un grup, mi se pare, grup Olteni în Timișoara. Sunt multe, gorjenii acolo, pe Bega, nu Oltenii, gorjenii. Gorjenii ca gorjenii, dar acolo pe Olteni în Timișoara, cei care, studenții când pleacă din Timișoara sau pleacă de la Gorj sau, mă rog, din Oltenia funcționează, Timișoara, funcționează pe lângă Normandia. Funcționează extraordinar, adică plec la Târgu Jiu, cine mă ia? Și imediat apar ofertele. Eu plec de nu știu unde și mă duc în cutare loc în ziua de, te pot lăsa nu știu unde. Sau plec cu mașina din Timișoara, mă duc la Târgu Jiu, cine dorește să vină? Și imediat primește telefon. Eu merg la Târgu Jiu sau pe mine mă lași la Reșița sau... Deci... Acum iar ca o glumă... Apropo citit, de câți gorjeni și câți olteni sunt în Timișoara. Am citit un anunț de cineva din Târgu Jiu care a zis așa, am două, pentru gorjenii din Timișoara, am două locuri libere pentru plecarea în rai. Da, ia ca, deci chiar sunt la modă lucrurile astea. Suntem în ultimul minut de emisiune. Aș vrea să tragem scurt concluzii, deci pe cele trei subiecte discutate, legislația de anul trecut, legislația de anul ăsta și prevenția legată de circulație, câte o frază pentru fiecare, ca și concluzie. Aș vrea ca oamenii să fie prevăzători, aș vrea să fie, să colaboreze cu organele de inspecție, și cu și organele de inspecție să colaboreze cu ei, să le dea amendă din prima, da. Să le facă prevenție mai întâi. Da, controlează în drumă. Și controlează după în drumă și apoi... Da, și apoi de aceea să dă fie... termene. Se dau termene, sigur că da, se dau termene, verificare ulterioară. Cu privire la Gorj și la Timiș, să știți că, într-adevăr, inspectorii sunt de calitate. Da. Cei care merg în controle sunt cadre bine pregătite, nu se abad la lege, dar legea nu este... Spagă? Poftiți? Spagă cer? Nu. Nu? Nu, 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 nu. Chiar se feresc. Regula. Sunt intangibili aici, sunt incoruptibili. Da? Dacă, mai ales în ultimul timp. Dacă se putea vorbi altă dată, dar acum vă spun că îi cunosc direct și personal, nu te poți atinge de nimeni, dar n-au niciun interes pentru că oamenii vin să-și facă legea și sunt cu atât mai sobri cu cât vede că omul nu înțelege. Dar dacă înțelege, se dau acele termene cu revenire, verifică dacă s-a făcut ceva, nu se poate face totul dintr-o dată, dar încet, încet se aduce la normalitate. Să aducem pentru la normalitate. Pentru că e în interesul cetățenilor. Suntem în Uniunea Europeană, iar noi mai lasă că îl cunosc pe la. Nu mai îl cunosc. Nu mai ține. Nu mai ține. Dragi telespectatori, invitatul meu din această seară, domnul Sandu Isculescu, gorjan al nostru plecat de mult în Timișoara, dar care revine cu drag de foarte multe ori la ninoasa dumnealui și în Târgu Jiu nostru drag. Și sperăm de câte ori ajungeți, iată că azi am avut noroc să vă prindem prin Târgu Jiu, plecați astăzi spre, sau de seară spre Timișoara, dar anunțați-ne de câte ori veniți să mai facem prevenție și să dăm informații utile cetățenilor cu legate mare de drag, cu mare drag, situațiile de urgență. Trebuie să mă înarmez cu cunoștințele necesare, să pot să apar în fața dumneavoastră pregătit, ca sunteți să putem pregătit. Oferi, să putem oferi acum... Cu tot ce apare nou. Da, ce apare nou și să reluăm ce este vechi, concretizat, să le oferim telespectatorilor dumneavoastră, pentru că sunt sigur că aveți mulți cei care vă iubesc și eu la fel, postul mulțumesc. Dumneavoastră de televiziune și apreciez munca cu care vă tot colectivul de aici se zbate ca să țină acest post. Știu că nu este ușor, clar. Dar este de salutat efortul pe care îl puneți dumneavoastră. Cunosc și alte televiziuni, îi iubesc și pe aceea, îi salut și pe ei, realizatorii de emisiuni, dar la dumneavoastră am apreciat foarte mult aspectul ăsta de informare a cetățeanului.
Mulțumim pentru apreciere. Să nu uitați de 14 octombrie, Balul Gorjenului la Timișoara. Poate vă treziți cu noi acolo. Vă așteptăm, dragi, cu drag. Mulțumesc, domnule Sandu Isculescu, dragi telespectatori, mulțumesc pentru atenție, la revedere.